Zilele acestea, începând cu data de 8 octombrie până pe 16 octombrie inclusiv, județul Iași a primit pelerini cu prilejul prăznuirii Sfintei Cuvioase Paraschiva. În fiecare an, moaștere Sfintei Paraschiva sunt depuse în fața Catedralei Mitropolitane, în baldachinul special amenajat pentru ca credincioșii din toate colțurile țării să se închine la Sfintele Moaște. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Paraschiva este dedicată anului omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinismului și anului comemorativ al sfinților Isihaști, Simeon, noul teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț. Se împlinesc 300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț, de aceea în acest an va fi așezată spre închinare și oracla cu sfintele moaștere ale Sfântului, aduse de la Mănăstirea Neamț. O femeie din Târgu Neamț vine de când s-a născut în fiecare an la Sfânta Cuvioasă Paraschiva pentru a se ruga. Din ce oră sunteți? Târgu Neamț. Și cu ce prilej la Iași? Cu prilejul Sfintei Paraschiva. Când ne ajută Dumnezeu, facem tot posibilul și venim. Acesta este primul an când veniți? De când m-am născut. Adică din 54 de ani. Și cum v-a ajutat? Așa. Te rog, la Sfânta ceea ce îi spui, eu totdeauna am considerat că ne ajută. Imposibil să rămână fără rezultat rugăciunile noastre dacă vin din suflet și... Și pe COVID am fost. Cu mască, cu distanță, de siguranță, dar... Nu. Fără sfinți nu putem trăi. Eu așa consider. Dacă suntem creștini adevărați. Un domn și o doamnă veniți pentru prima dată la Sfânta Cuvioasă Paraschiva se roagă pentru pace. Veniți aici în fiecare an? Sau acesta e primul? Nu, e primul. Eu am mai fost, dar la el e primul. Da. Pentru ce v-ați rugat? Pentru sănătate, pentru familie. Pentru pace, că suntem în război, adică nu suntem noi, dar ei... Războiul peste noi, pentru toate ne-am rugat. Pentru sănătate, pentru copii, pentru toată lumea. Vineri 14 octombrie, începând cu ora 9, în fața Catedralei Mitropolitane din Iași, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească pe podiumul din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.